Prieteni, noroc, cum se vede, cum se aude, bun găsit la emisiunea Lumina. Astăzi am o ediție mai specială, pentru că nici eu nu m-am așteptat să o am. Am citit o groază de știri. Pe unele le-am citit începând cu titlul și terminând cu sfârșitul. Pe altele le-am citit doar titlul și am înțeles că nu mă interesează. Foarte multe știri și tare puține au generat în mine lumină și claritate apropo de ce aici s-a întâmplat ieri. La Curtea Constituțională. Curtea Constituțională, pentru cine nu a fost atent, pentru cine încă nu a observat că e criză politică în Republica Moldova, CCM ieri a invalidat decretul Maesandu de desemnare repetată a doamnei Natalia Gavriliță pentru funcția de premier. Amu, parcă stai să te gândești asta și eu, victorie pentru socialiști? Nu prea, pentru că în același timp CCM nu a obligat-o pe Maia Sandu să o desemneze premier pe Mariana Durleșteanu, cea susținută de Șor și de Dodon acum. În toată această neponeatcă, în recordul înregistrării de azi de Dragobete, de 1000, peste 1600 de cazuri de COVID în Moldova, în atmosfera asta de mărțișor care ia ca ne așteaptă, concerte la Palatul Național. În toată această neponeatcă, bineînțeles că nu avem un glob de cristal care să ne spună ce ne așteaptă în viitor, dar am hotărât să apelez la un jurist, am hotărât să apelez la Sergiu Litvinenko, deputat PAS, care acum este în legătură cu noi. Sergiu, ne auzi, ne vezi? Adică mă auzi, mă vezi? Bună seara, vă aud și vă văd foarte bine. Noroc. Sergiu Litvinenko, am reușit să-l prind astăzi în... nu că el fuge de mine, dar am reușit să-l prind înainte de interviul care urmează să fie la Jurnal TV și urmează să-i adresez câteva întrebări care, foarte egoist, recunosc, dar pentru mine măcar să-mi fac lucrurile un pic mai clare. Așadar, ieri, domnule Litvinenko, am urmărit un discurs al Maiei Sandu ca urmare a deciziei, a hotărârii Curții Constituționale. Când citeai în presă, era scris reacția Maiei Sandu la hotărârea CC. Dar, de fapt, Maia Sandu nici nu a pomenit acolo despre CC. Eu vreau să ascultăm un scurt fragment și revenim imediat. Așa. Uite, așa, cred că se... Nu, stai. Stai să mut asta. Stai că îți durează asta. Așa. Totul are o limită. Iar Moldova are cu disperare nevoie de un nou început, de un parlament cinstit și dedicat treburilor țării, de un guvern de profesioniști care să fie susținut de o majoritate adecvată, cu angajament nu pentru o lună sau două, ci pentru proiecte de durată. Oamenii știu că există o singură ieșire din criză, alegerile anticipate. Nu poți clădi o casă trainică pe o fundație putredă. Orice guvern, oricât de reformist ar fi, la prima încercare de a mișca lucrurile în direcția corectă, va fi demis. Mi s-a întâmplat mie în 2019 și se va întâmpla oricărui guvern care va deranja schemele de corupție și îmbogățire ale alianței. Acum, ne întoarcem. Discursul destul de patetic în sensul frumos a cuvântului, da? Parcă îl ascultai pe Mel Gibson în Braveheart. Cu siguranță foarte multă lume a rezonat cu ceea ce s-a spus aici. Dar nu am auzit în 11 minute nicio indicație despre ce urmează să fie. Care-i morcovul nostru existențial care ne atrage să ne mișcăm înainte? Spre ce ne mișcăm noi? Spre următoarele refuzuri a Maiei Sandu a unor candidaturi din partea majorității și următoarele sesizări ale lui Bolea la Curtea Constituțională, în care probabil Maia Sandu iar ar fi fost învinuită din încălcarea Constituției? Ce ne așteaptă, domnule Sergiu Litvinenko? Deschideți, desfaceți globul de cristal, povestiți. Bine, ce s-a întâmplat ieri, cred că trebuie să amintim tuturor, dar înainte de a vorbi despre cei ce a decis ieri Curtea Constituțională, pentru ca să clarificăm anumite lucruri și nuanțăm anumite elemente, cred că este important să facem o mică retrospectivă. Uh-huh. Avem un parlament, așa cum este el, ales în 2019, prin un sistem electoral mixt, multiple fraude electorale care au fost constatate de experții internaționale, observatorii internaționale. Dar asta treacă-meargă. După și s-a ales parlamentul ăsta, întrânsul a fost foarte multă migrație. Deci sunt parlamentari care au trecut deja 3 ori la partide diferite.
Există foarte multă suspiciune că trecerea asta nu s-a făcut așa pentru că, vezi, Doamne, și-au schimbat opțiunile politice, dar cineva acolo a mai adus un pung, un sacoș sau ceva de genul ăsta. Deci un parlament nereprezentativ, noi îl numim, nelegitim, corupt și care nu mai interesă, nu mai reprezintă votul oamenilor, chiar așa cum a fost el acordat cu multiple fraude în februarie 2009. Asta chiar, chiar dacă legislația nu interzice să schimbi partidul, asta chiar dacă de departe Sergiu Sârbu pare credibil atunci când spune că, uite, s-a mai schimbat în viața mea anumite opțiuni, n-ai cum să-i spui omului că nu-i bine să te schimbi. Și mie înainte îmi plăcea Coldplay, amu nu prea ascult Coldplay, e normal. Amu, mai departe, întrebarea mea este mai departe de suspiciuni și discursuri frumoase. Noi nu putem să le imputăm acestor deputați care se mută dintr-un loc în altul ilegalități, nu? Că niciun procuror până acum nu s-a apucat serios de aceste cazuri, nici de capul lui Gațcan, nici de capul celorlalți care s-au mutat dintr-un partid în altul. Apoi nu s-au apucat într-adevăr, din câte cunoaștem, nu există nimic finalizat. Informații precum că ceva acolo au inițiat procurorii există, dacă ne aducem aminte foarte bine, chiar și Igor Dodon, adică cel care acum s-a aliat cu acești traseiști, a vorbit despre lucrul ăsta, mai ales în anul 2020, a convocat Consiliul Suprem de Securitate pentru a analiza această situație. Mă rog, procurorul nu a venit în Parlament, cel mai probabil nu de asta, nu există niciun raționament și nici un grăunte de adevăr în ceea ce spun acești deputați, dar probabil că așa este la noi procuratura, pentru procuratura admite sau în societate se aude tot mai mult fraude, furturi și tot așa, dar dosare, corupții puși la pușcărie sau care se restituie banii înapoi nu prea avem. Deci este mai degrabă problema procurorilor. Deci iată că avem acest parlament, pe de altă parte avem un președinte care a fost ales cu un vot covârșitor de aproape 1 milion de oameni și în una din primele priorități acestui președinte a fost că el va lupta cu acest parlament nereprezentativ, nelegitim și corupt. Ok. În limitele posibilităților legale care le are un președinte într-o țară... Da, evident. Și iată că după ce timp de o lună și ceva, de fapt nu o lună și ceva, Dodon a trâmbițat că vrea alegeri parlamentare anticipate de la începutul anului 2020. Iată că după ce un an și ceva, practic în fiecare săptămână spunea că traseismul este o mare problemă, parlamentul este mizerabil și el trebuie schimbat, am asistat la coalizarea partidului Dodon cu partidul Ușor. Această coaliție a dus la formarea unei așa numite majorități absolute formalizate în Parlament, care a strâns o listă de semnături, 54 de oameni, și a propus președintelui Maia Sandu desemnarea candidatului Mariana Dorleșteanu la funcția de prim-ministru. Ok. Evident că o astfel de decizie sau astfel de propunere doamna președinte nu putea să o accepte, având în vedere în primul rând mandatul care a fost oferit de către oameni în cadrul alegerilor prezidențiale. Și iată că, având în vedere că doamna președinte a respins această solicitare de investitură a Marianei Dureșteanu, socialiștii au mers la Curtea Constituțională. Ok. Acum, Curtea Constituțională a hotărât ieri să declare neconstituțional decretul președintelui Maia Sandu, pe de o parte, pe de altă parte, a respins solicitarea socialiștilor prin care se solicita constatarea de către Curtea Constituțională a încălcării Constituției de către președinte Maia Sandu. Da, ca și cum ea a făcut o faptă gravă și nu a acceptat candidatura majorității. Dar asta încă nu înseamnă că... Asta, da, exact. A fost respins, prin urmare suntem în prezența doar a unui decret de neconstituționalitate și cred că aici este miezul problemei și esența
discursului doamnei președinte. Noi suntem, noi, Republica Moldova, doamna președinte, cetățenii, știu că asta e, mă rog, e o formulă așa mai filozofică când spui lucrul ăsta, dar dincolo de ceilalți care vorbesc despre cetățeni, de popor, de interesele oamenilor, în cazul doamnei președinte Maia Sandu, noi avem un mandat oferit de aproape 1 milion de oameni. Da? Când alții spun așa, se exprimă la modul general, în cazul doamna Sandu poate să aducă în discuții votul care a fost oferit de către oameni pe, sau inclusiv pe programul doamnei președinte. Și iată că suntem în fața dilemei. Fie a merge până în pânzile albe mai departe pentru a curăți acest parlament, de a avea alegeri anticipate, de a oferi oamenilor posibilitatea să-și aleagă alți reprezentanți, oameni mai corecți, mai puțin corupți, dar până la urmă oamenii vor decide lucrul ăsta. Și a doua opțiune, să păstrăm acest parlament până în 2023, așa cum la momentul de față vrea Dodon Șor. Eu mi-aduc aminte, eu urmăresc situația politică din Republica Moldova și așa, am un deja vu, foarte mult această situație seamănă cu ceea ce am trăit noi în 2013, atunci când exista posibilitatea de a se merge la alegeri parlamentare anticipate, dar dat fiind faptul că o grupare de hoți s-a unit și noi ca societate am acceptat această situație, deci nu ne-am opus, n-am protestat, în rezultat am avut furtul miliardului, întărirea lui Plahotniuc și tot așa mai departe. Deci asta prima a fost în 2013. Da? Deci nu am reușit să punem piciorul în prag și spunem că nu mergem la compromisuri sau nu acceptăm compromisuri între hoți. Și am avut a doua situație, 2016, exact așa o situație, atunci când o majoritate parlamentară pe care Plahotniuc a creat-o din toți deputații din toți partidele, deci sunt mulți deputați și de la PLD Mers, de la PCR Mers, de la PL, și au făcut o majoritate, da, societatea atunci a protestat, președintele Nicolae Timofti, dacă vă aduceți aminte, inițial s-a opus candidaturii lui Plahotniuc, da. A fost un gest care l-am apreciat și chiar îl apreciem și la momentul respectiv, dar până la urmă Plahotniuc a reușit să-și impună sau să desemneze un guvern care i-a permis să captureze de fapt o Republica Moldova. Okay. Și, din punctul meu de vedere, Andrei, dacă noi acceptăm astăzi și președintele, noi deputații, societatea în general, dacă acceptăm această majoritate constituită din Partidul Dodon și Partidul Hoților de Miliarde conform rapoartelor internaționale, riscăm ca 2 ani de zile de cei ce a rămas în activitatea acestui parlament să recapturăm statul Republica Moldova. Adică, altfel spus, să ne întoarcem la ceea ce era pe timpul lui Plahotniuc, deci stat captiv cu camere video în dormitoare, cu justiție controlată, cu oameni băgați la pușcărie fără ca ăștia să facă nimic ilegal, cu alegeri anulate. Deci aici este alegerea și lucrul ăsta trebuie să-l înțelegem. Doamna președinte, din punctul meu de vedere, a acționat în consonanță totală cu ceea ce își doresc cetățenii Republicii Moldova sau majoritatea cetățenilor Republicii Moldova. Sergiu, dumneavoastră vă conduceți după, iată când spuneți așa își doresc cetățenii, vă conduceți după sondaje sau mai aveți alte informații și susținerea acestui argument? Pentru că am vorbit anterior în pregătire de discuție, doar ca să închei. Argumentul ăsta, așa își doresc cetățenii, el e folosit de toți politicienii atunci când le este comod. Plahotniuc spune așa își doresc cetățenii când era vorba de votul uninominal și mixt. Dodon spune nu trebuie să intrăm în haos, așa își doresc cetățenii, davai guvernul Durleșteanu. Maia Sandu spune că așa își doresc cetățenii, trebuie anticipate. Noi de unde să știm exact ce își doresc cetățenii? Pentru că dacă intri pe Comsomolskaya Pravda, vezi că Maia Sandu nu numai a încălcat Constituția, Maia Sandu o scuipat în voința poporului. Deputații sunt aleși de oameni, deputații au înaintat o candidatură la guvernare, care urma să bazească țara de haos și Maia Sandu o aruncat țara în haos prin această decizie neconstituțională sau decret neconstituțional. Așa că unii oameni cred alții altfel decât alți oameni.
De unde vă conduceți? Argumentul nostru principal, sigur că ne uităm și la sondaj, ne uităm și la ceea ce îmi spun oamenii în cadrul întâlnirilor pe care le mai avem aici în Parlament, inclusiv. Dar argumentul de bază este votul exercitat de către cetățeni în cadrul scrutinului prezidențial. Deci doamna Sandu a fost votată, inclusiv, eu nu spun că doar din acest motiv, dar a fost votată pentru a duce la îndeplinire programul său electoral, programul prezidențial. Okay, în acest program prezidențial, unul din primele elemente e scris așa: Parlamentul este reprezentativ, nelegitim, corupt, respectiv el trebuie dizolvat și eu voi întreprinde toate măsurile necesare pentru a dizolva acest Parlament. Chiar dacă, una din... Au votat pentru doamna Sandu, respectiv au acceptat acest program, prin urmare, doamna Sandu are în spate un mandat de la cetățeni, un mandat direct. Nu vorbim de sondajul, cu tot respectul, dar vorbim de un vot care s-a dat de către cetățeni, anume pentru a îndeplini acest program. Deci lucrurile sunt foarte simple și eu sunt sigur că dacă acești băieți vor merge mai departe la un referendum de demitere, oamenii încă o dată să le arăte care este opțiunea lor. Cu siguranță, stai, doar o clipă, de unde vine siguranța asta, eu îmi dau seama, că a apărut sondaj în care PAS și Maia Sandu este poziționată în frunte, asta îmi dau seama, dar totuși, noi vorbim despre un președinte sau președinta Maia Sandu care a promis să scape de Parlament chiar și cu prețul în care i-ar putea pierde și președinția, corect? Există acest risc, există acest preț care poate fi plătit. Noi putem să admitem, ca să ne trezăm cu 67 deputați care să voteze pentru demitere, urmează un referendum, se întâmplă. La referendum poate participa și diaspora? Sau doar cei? Da, evident. Deci ca să fie demisă doamna președinte, este nevoie de un vot în susținerea demiterii care nu este mai mic decât numărul de persoane care au votat pentru doamna Sandu. Nu, să zicem adică, că... Ok, să zicem că într-adevăr... Trebuie să voteze pentru demiterea președintelui Maia Sandu. Să zicem că socialiștii urmăresc interviul ăsta și spun: ei băieți, n-a să mai ajungem noi la demitere, n-avem nicio șansă, nu suntem așa de populari ca Maia Sandu. Dar noi avem o majoritate. Noi putem amu repejor să continuăm, să adoptăm legi care să ne păzească fundul, să ne păzească de închisori, de amenzi, de tot felul de pedepsă. Acest risc, cum poate fi contracarat prin tot ce face acum Maia Sandu? Pentru că noi majoritatea o avem. Noi vorbim despre riscul unei guvernări conduse de Dodon și Șor, dar noi deja avem această majoritate. Ei deja conduc la nivel legislativ această țară. Noi de acest risc cum ne ferim? Prin încercări multiple de a refuza candidatura lor? Care e exact? Facem tot ce putem face pentru a dizolva acest Parlament. Sigur că dacă ăștia mai votează legi din alea care le-au mai votat, astăzi mai avem instrumentul respingerii legii de către președinte, pentru că fără Constituție președintele poate să întoarcă înapoi, deci să nu promulge legea care o votează această majoritate toxică. Există opțiunea contestării la Curtea Constituțională acestor legi, pentru că acolo motivele de neconstituționalitate sunt foarte și foarte evidente și au fost contestate, cred, în jur de 10-15 legi care au fost votate în ultimele ședințe celebre, 3 decembrie, 16 okay. decembrie. Deci există mecanisme prin care noi încercăm să oprim punerea în aplicare acestor legi, pentru că consecințele punerii în aplicare a lor sunt foarte și foarte grave pentru cetățeni, mai ales pentru viitorul Republicii Moldova. Okay. Dar sigur că problema cea mare este acest Parlament și el trebuie schimbat, Dar iată, în cel mai recent, dacă nu greșesc, la barometrul opinii publice, sondaj, în cel mai recent sondaj, mă ting că PAS-ul lui se promite o majoritate parlamentară, judecând după procente în sondaj.
Partidul Acțiune și Solidaritate are 50 și ceva de oameni care ar fi deputați? Și mai are oameni pe care i-ar desemna în guvern? Pentru că noi o cunoaștem pe Maia Sandu? Noi cunoaștem o serie de deputați în Parlament? Câți deputați are acum PAS în Parlament? 15. Deci mai e nevoie de încă 40 de oameni. Există acești patru... Sigur că da, avem... Dar de ce noi nu-i auzim? De ce noi n-aflăm despre ei? De ce, nu știu, poate eu puțin urmăresc Facebook-ul, dar eu aș vrea să cred că sunt oameni mai vocali. Pe cealaltă parte, la cealaltă tabără, să luăm socialiștii, de exemplu. Chiar dacă nu într-o lumină bună, dar ești destul de faimoși. Tu îi cunoști pe Bolea, știi că Bolea, dacă e chemat, el hamăie. Tu îl cunoști pe Novak, el a fost în Coreea de Nord. Tu cunoști personajele, ele sunt colorate. De ce n-avem... Bun, o explicație ar fi, da, că nu există resurse media la PAS, PAS n-are în buzunar televiziuni, să zicem, deocamdată, cine știe, poate într-o zi, că așa fac partidele de guvernare și cumpără televiziuni. De ce noi nu auzim aceste voci și nu cunoaștem acești oameni? Pentru că noi vedem sondaje, noi știm că Maia Sandu e populară, dar în alegeri Maia Sandu nu o să meargă, în alegeri parlamentare anticipate, Maia Sandu nu o să candideze și probabil nici nu o să poată vocal tare să susțină PAS-ul. Atunci, care vor fi vocile care vor propulsa și vor ajuta PAS-ul să meargă mai departe? Cum vă asigurați voi, de fapt, această multitudine de scaune în noul potențial parlament? Și în primul rând, avem oameni și pentru echipa parlamentară, avem oameni și pentru guvern. Sigur că suntem mult mai bine pregătiți decât am fost în 2019. Atunci când am preluat guvernarea după regimul Plahotniuc. Sunt și alte timpuri, acum oamenii mai ușor vin, aderă la partide, deci dreptul la asociere cumva este mult mai bine aplicat aceste principii fundamentale. Deci, eu de ce întreb? Pentru că noi în ultima componență a guvernului Gavriliță nevotat am văzut deputați. Dumneavoastră erați la Ministerul Justiției, nu? Și primul gând era, stai puțin, PAS-ul mă tind că n-are oameni nici de guvern, dacă e deputații și bagă în acest cabinet de ministri. Nu asta a fost raționamentul. În primul rând, doamna Gavriliță a vrut să fac un guvern bun, așa încât dacă cumva este votat să apuci imediat de implementarea celor măsuri care erau indicate acolo pe termen scurt, pentru noi am avut măsuri pe termen scurt, adică pe o lună de zile ca să pornim niște procese și respectiv ideea era că după o lună să dăm demisia pentru ca oricum să ajungem la legea parlamentare anticipate. Au fost deci și membri de partid, și deputați, care, deci membrii de partid care nu sunt deputați, membrii de partid care sunt deputați, profesioniști din domenii foarte specifice, cum este agricultura, de exemplu, sau o persoană care este militar de carieră, deci el a fost propus pentru portofoliul de Ministerul Apărării, da. Doamna Revencu pentru portofoliul afacerilor interne, deci persoană din societatea civilă, dar cu experiență în partid. Adică așa a fost o echipă mixtă, noi ne-am și doamna Gavriliță s-a gândit să dea o echipă cât mai profesionistă, cumva inclusivă, așa încât dacă se întâmpla că eram votați, ne apucăm imediat la implementarea programului de guvernare. Eu aș vrea să mă opresc la cuvântul dacă. Mie mi se pare important cuvântul dacă se întâmpla să fim votați, pentru că auzi un domnul Năstase, fost actual partener, eu nu știu cum să-l numesc, cum îl consideră acum PAS-ul, domnul Năstase își propune candidatura la prim-ministru și întrebări în platouri prin televiziune sunt, dar și dumneavoastră să acceptați să fiți susținut de Șor și Dodon? Și acum, dumneavoastră, domnule Litvinenko, spuneți că dacă era să fim votați, asta înseamnă că admiteați să fiți votat totuși. PAS-ul a declarat teț într-o voce că nu o să voteze. Asta înseamnă că precis cineva din Șor, cineva din PSRM trebuie să voteze guvernul Gavriliță. Și era ok să voteze guvernul Gavriliță de bandiți, dar nu guvernul Năstase de bandiți, de exemplu? Așa, deci dacă referitor la Andrei Năstase, fără îndoială, noi îl considerăm partener, pentru că avem foarte multe lucruri care le-am făcut în comun. Din 2016 colaborăm și am colaborat bine până la momentul actual. Deci noi am fost într-o situație foarte delicată. Pe de o parte,
trebuia să venim, sau doamna președinte trebuia să vină cu un candidat la funcția de prim-ministru pentru a declanșa acele mecanisme constituționale care duceau la dizolvarea Parlamentului. Okay. Pe de altă parte, știam că dacă îți votează un guvern, când spune adio alegeri parlamentare anticipate. Pentru că asta prevede Constituția. Sunt Constituții mai flexibile în alte țări care permit autodizolvarea și adoptarea unui hotărâri, fie cu majorități simple, fie cu majorități calificate. La noi, mă rog, este Constituția care o avem, ea este destul de rigidă. Prin urmare, pentru ca să ajungi la dizolvarea Parlamentului, trebuie să fie respinse două solicitări de investitură a Guvernului în Parlament. Respectiv, doamna președinte a desemnat acest candidat, doamna Gavriliță. Doamna Gavriliță a făcut un program bun, o echipă ok, și evident că noi am spus că noi nu votăm. Uh-huh. Dar din riscul sau din temerea de a ajunge la alegeri parlamentare anticipate, ne gândeam că șorși socialiștii ar putea să voteze acest guvern. Nu de asta că le place guvernul sau nu de asta că le-ar plăcea ce ar face acest guvern, dar pur și simplu să evite declanșarea alegerilor okay. anticipate. Și atunci de ce nu... Sigur, de ce nu Andrei Năstase? De ce nu Andrei Năstase prim-ministru și peste o lună, două își dă și el demisia? De ce nu Andrei Năstase? Pentru că noi mergem, și am spus lucrul ăsta, mergem în Parlament, guvernul propus de doamna președinte, mergem în Parlament, nu pentru a obține votul de încredere și a guverna Republica Moldova. Pentru că noi nu credem că cu actualul Parlament, oricărui guvern i s-ar permite să facă ceea ce vrea să facă. Deci noi mergem pentru a nu fi votat și respectiv pentru ca să întrunim acele circunstanțe pentru ca să dizolvăm Parlamentul. Deci asta a fost logica acestui exercițiu. Okay. Și în principiu prima dată am reușit să obținem ceea ce ne-am dorit. Nu au votat nici PSRM, nici ŠOR, și avem epuizată prima tentativă de respingere a solicitării de investitură a unui guvern. Trebuie să mai facem un lucru. Ok, asta înseamnă că încă o singură dată trebuie să se respingă, da? Că lumea se întreba de câte ori, poate Maia Sandu tot spune nu majorității. Asta este cea mai simplă și sigură cumva cale. Dacă se mai desemnează un candidat și acest candidat este respins, deci vine încă o dată cu programul și lista cabinetului în Parlament și Parlamentul încă o dată respinge, fie nu se întrunește din lipsă de quorum, respectiv putem spune că sunt întrunite circumstanțele prevăzute la articolul 85 alinea 2 din Constituție, care permit dizolvarea Parlamentului. Sigur că trebuie să aștept 45 de zile, adică în 46 zi din momentul când s-a respins prima solicitare. Deci atunci trebuie președintele să adresează la Curtea Constituțională, constată aceste circunstanțe și să emite respectiv decretul de dizolvare. Mai există încă... Dar ce înseamnă asta, calendaristic vorbind, dacă puteți să ne ajutați, domnule Litvinenko? Voi la pas, cu siguranță, v-ați uitat în calendar. Asta e după înălțarea domnului sau când? Da, deci dacă noi mai reușim încă o dată să numim sau... Să nu se voteze un guvern? Un candidat. Candidatul să formuleze programul și lista, să vină în Parlament și Parlamentul, dacă îl mai respinge odată, respectiv 45 de zile care se calculează sau de la 8 sau de la 11 februarie, asta ar fi undeva la sfârșitul lunii martie, noi deja dizolvăm Parlamentul. Adică un pic mai mult de o lună de zile au mai rămas până când ar exista aceste circunstanțe pentru dizolvarea Parlamentului. Acum, din momentul dizolvării Parlamentului, alegerile au loc cel mai devreme în 60 de zile și cel mai târziu în 3 luni de zile. Deci asta okay. calendaristic ar fi începutul lunii iunie. Deci atât dacă se întâmplă așa și noi vom face tot posibilul ca lucrurile să meargă anume conform acestui scenariu. Deci la finele lunii martie să dizolvăm Parlamentul și la începutul lunii iunie să aibă loc alegeri parlamentare anticipate, așa încât să reușim să investim cât mai repede un guvern plenipotențial care este emanația unui parlament votat
acum recent de oameni și care ar reprezenta interesele lor. Dar haideți să ne închipuim așa un scenariu fantasmagoric. Să zicem că se propune următoarea candidatură din partea președintelui și guvernul este votat. Oameni competenți, susținuți de PAS, propuși de președinte, oameni curați, buni, transparenți, specialiști din domeniu. Și acest guvern activează bine, brusc apare o oarecare armonie între forțele politice, tot să înțeleg, stai, mă tin că e pandemie și e criză în țară, mă tin că trebuie să luptăm împreună și să uităm de interesele noastre politice, atunci președintele Maia Sandu o să mai iasă și o să mai spună că parlamentul este toxic și trebuie să scăpăm de el. Sau dacă o să urmeze o lună, două de, nu știu, un influx de bani de la europeni, vaccinul vine în țară. Să încep niște reforme. Parlamentul pare să susțină așa, o leacă tacit, o leacă indirect, activitatea guvernului. Vă imaginați asta sau asta e tare departe de domeniul realității? Asta e utopic și pot să explic foarte simplu de ce. Prioritatea sau una din prioritățile guvernului, care a fost inclus și în programul de guvernare, atât pe termen scurt cât și pe termen mediu și lung, este reforma justiției. Okay. Ce înseamnă reforma justiției? Reforma justiției asta înseamnă că toți hoții cei mari, vorbim de corupția mare, mare corupți, da, deputați, prim-ministri, președinți de țară, da, urmează a fi trași răspundere pentru cei ce au făcut. Deci noi ne-am propus să facem un fel de DNA, să reformăm procuratura noastră anticorupție, să mergem după aceleași reguli. Ce ar trebui să facă această instituție? Această instituție ar trebui să înceapă corupția mare. Unde este corupția mare? Corupția mare este în Parlament. Credeți că cei din Parlament care sunt vulnerabili, care știu că au făcut tare multe metehne în viața lor, au luat culoace și tot așa mai departe, vor susține vreodată o luptă împotriva corupției? Deci eu exclud acest scenariu că noi ne vom schimba opinia despre actualul Parlament. Actualul Parlament, din păcate, arată așa cum arată. Dacă era o posibilitate de a arăta că nu mai este chiar așa, nu mai sunt chiar așa de corupți, au avut posibilitatea ca 2 ani de zile. Noi, pe data de 9 martie 2021, acest Parlament împlinește 2 ani de zile de la validare. 2 ani de zile, eu cred că acest Parlament a arătat cei ce poate sau mai degrabă cei ce nu poate. În același timp, eu știu că asta e o tentativă așa mai speculativă, dar eu am o rană mai veche din 2019, dacă tot pomeniți de momentul în care a fost validat Parlamentul. În 2019, vara, când PAS, blocul acum, încheia înțelegere cu socialiștii, Parlamentul încă nu era toxic. Sau el atunci promitea un viitor luminos în care, ia stai, Oleac, mă tin că toți socialiștii sunt altfel. Că atunci erau așiași oameni. Pur și simplu, încă nu era pro-Moldova, nu era pentru Moldova, dar erau așiași oameni în Parlament. Inclusiv unii care au reușit să plece și să fugă din țară. Cum se explică? Atunci Parlamentul ăsta investea guvernul Maia Sandu. Atunci Parlamentul ăsta era unul convenabil. Chiar dacă era un copil al lui Dodon și Plahotniuc, după votul mixt. Nu era, deci, Parlamentul ăsta, am spus, el a fost ales așa cum a fost ales, dar după ce a fost ales, a fost într-adevăr acea situație de luna iunie, când noi v-am avut de ales, fie cremul, o alianță situativă cu socialiștii împotriva lui Plahotniuc și pentru a-l nimici pe acest oligar care a capturat Republica Moldova, care chiar își bătea joc de absolut tot și credeți-mă că dacă rămânea Plahotniuc, în țara asta nu mai rămânea, cred că, zare de om. Adică atât fugeau, Doamne ferește, ci urma să fie dacă el își menținea cumva puterea. Deci a fost acest rău absolut care ne-a unit cumva. Okay. Furți care în principiu nu au cum să colaboreze. Noi am făcut acea alianță situativă, după care Situativă, dar după asta ați semnat și acorduri. Da, deci am semnat la început o înțelegere temporară. Hai să încercăm să guvernăm, să facem anumite lucruri. Și în momentul în care am ajuns la punctul culminant, deci procurorul general, noi vroiam un procuror care să fie curajos, care să apuce de
marii corupți, cei mai mari care fură acea țară, Dodon s-a speriat și ne-a dat jos atunci cu partidarul Plahotniuc. Tot o rană mai veche. De ce atunci nu a fost... De ce nu s-au declanșat alegerile parlamentare imediat după ce am tăcit cumva Plahotniuc a părăsit Republica Moldova? Exact. Foarte simplu. Noi am anulat sistemul electoral mixt în luna august a anului 2019, dar Curtea Constituțională a spus că sistemul electoral proporțional pe care noi l-am votat atunci poate fi pus în aplicare doar la un an din momentul când legea respectivă a fost publicată în Monitorul Oficial. Okay. Adică dacă noi declanșam alegerile anticipate în iulie sau inițiam procesul respectiv, alegerile ar fi avut loc în septembrie, octombrie anului 2019, ar fi trebuit să organizăm acel scrutin după același sistem electoral al lui Plahotniuc. Abia începând și acest sistem de fapt v-a și adus prima dată în Parlament. Dacă erau alegeri anticipate după sistemul mixt atunci, imediat după înțelegerile situative cu PSRM, asta avea să vă aducă mai puține locuri în Parlament? Asta avea să fie... Nici nu vorbim neapărat de dacă sistemul ar fi adus mai multe voturi sau mai puține voturi. Noi ne-am opus sistemului electoral mixt pentru că noi îl consideram că el de principiu este pe dubios. Inclusiv îl favoriza pe Plahotniuc, dar el ca atare el a fost gândit în mod neomogen. Deci el era făcut așa încât să nu fie unul reprezentativ. Erau situații când cei care ajungeau în Parlament nu neapărat reprezentau voința alegătorilor. Știți că era sistemul acela cu un singur tur, adică nu neapărat cel care avea susținerea majorității, dar cel care cumva ieșea din primul tur pe locul întâi. Deci însăși sistemul avea probleme, dincolo de faptul că el ar fi avantajat în continuare oamenii lui Plahotniuc, pentru că în acea perioadă ei erau în continuare puternici, mai ales în teritoriu, cu mulți bani și tot, scheme și tot așa mai departe. Domnule Litvinenko, o întrebare mai globală, dacă vreți. Eu sunt neinițiat, n-am făcut dreptul, decât am citit odată niște pagini dintr-o carte, Istoria filosofiei prava, tare bună carte. Atunci am cunoscut despre filosofii de prin Anglia, de prin secolul 17-18, pe atunci lumea așa de inteligent gândea. Dar, iată, eu mă întreb. Marea Britanie nu are Constituție. Nu e că vedeți cum cât de greu o duc, mai ales la capitolul vaccinare. Să zicem că iată noi ne aflăm în această situație. Un președinte votat cu un număr record de oameni în istoria noastră scurtă de republică. Și acest președinte, votat de atât de mulți oameni, are o constituție care îl strânge foarte puternic în prerogative și în puteri și în posibilități de a-și desfășura această voință a poporului. E normal să crezi că e puțin absurd să investești putere, speranță într-un candidat, să președintele să fie mai întâi ales de parlament mulți ani la rând, după asta de popor, dar nimic să nu se schimbe în puterea care are președintele într-un stat, pentru că noi nu putem să numim până la capăt nici parlamentari, nici prezidențiali. Președintele are o leacă de putere executivă, parlamentul parcă o leacă îl calcă și are președinte. E normal să-ți dorești o schimbare, nu știu, a Constituției sau ce ar trebui să se schimbe? Pentru că noi îl auzeam pe Dodon spunând de prerogative mai mari pentru președinte, dar acum susținătorii PAS despre asta vorbesc. Nu știu cum se schimbă culorile în această dorință, dar dorința rămâne aceeași. Bine, adică noi putem să discutăm mult la subiectul ăsta. Noi, problema noastră, noi într-adevăr avem foarte mult dezechilibri în sistem, în regimul politic în care este la noi în țară. Noi am avut Constituția din 94 care consfințea un fel de sistem semi-prezidențial de tip francez. În 2000 am schimbat Constituția, dar n-am schimbat-o așa cum schimbă Constituțiile prin dezbateri, printr-un consens național, printr-un referendum eventual. Noi am discutat un anumit text de Constituție și ultima sută de metri pe baza unor înțelegeri politicianiste a luat și a schimbat conceptul în general. Respectiv am devenit un fel de republică parlamentară, dar
în egală măsură, nu am scos de la președinte anumite atribuții care erau specifice unei republici parlamentare. De exemplu, aceeași dizolvarea Parlamentului. Președinte, de obicei, care este emanația Parlamentului, nu dizolvă de principiu Parlamentului. După care am avut anul 2016, când s-a revigorat, okay, s-a revigorat modalitatea de alegere a președintelui, dar nu s-au revigurat și atribuțiile. Dumneavoastră, vi se pare normal cu actuala Constituție și în actuala conjunctură poporul să voteze președintele, dacă tot el atât de puțin poate face? Sau ar fi bine... Eu cred că poporul trebuie să-și aleagă președintele. Problema este că Constituția prevede mai multe dezechilibri. Sigur că este o decizie politică. Tu alegi regimul politic parlamentar clasic, de exemplu, de tip german sau de tip italian, sau alege o republică semi-prezidențială, așa cum, de exemplu, este în Franța sau este în România. Dar important este ca, dacă am ales o anumită opțiune, să excludem aceste dezechilibri. Dacă avem republică semi-prezidențială, atunci să avem toate atribuțiile specifice, consemnate fie în Constituție, fie în legislație, care sunt specifice pentru un președinte dintr-o republică semi-prezidențială. Și eu, credeți-mă, acum când am studiat toată situația asta cu președintele, cu dreptul de a dizolva, de a desemna guvernul, eu am citit, cred că, 10 de monografii anume la subiectul ăsta și situațiile sunt foarte diferite. Care ar fi modelul sau care ar fi statul? Politice. Care ar fi statul, modelul care, Constituția modelul care ar fi mai apropiat pentru noi? Ca eventuală schimbare sau evoluție? Bine, noi atunci când am scris Constituția, evident că s-a preluat Constituția românească, noi avem foarte multe articole care se aseamănă. Okay. Acum, în România se spune că ei au, bine, sunt și aici opinii diferite, unii spun că au preluat modelul austriac a Constituției, alții spun că totuși România a preluat modelul Constituției și regimului politic la francezi. Uh-huh. Pentru că sunt acolo multe elemente pe care ei le-au preluat la francezi, de exemplu, același mecanism al angajării răspunderii și respectiv noi l-am luat de la ei, dar știi cum, este o chestiune de opțiuni. E bun, după mine, și sistemul parlamentar clasic are o multitudine de avantaje, dar și sistemul semi-prezidențial nu este unul rău, mai ales totuși Franța are o istorie foarte, foarte bogată, Republica a V-a cu situații când președintele dizolva parlamentul, se opunea unui parlament care el considera că nu este ok și se ajungea la votul popular. Pentru că ceea ce face ăștia strigă acum în gura mare, uzurpare. Deci Maia Sandu nu vrea nimic altceva decât să aducă decizia la popor. Adică poporul să tranșeze o soluție, fie în favoarea parlamentului, fie în favoarea președintelui. Și este un lucru diferit decât atunci când tu îți arogi niște puteri suplimentare prin fel de fel de instrumente, instituții, okay, așa cum făcea Plahotniuc, de exemplu, dar nu prin votul popular. Deci noi asta vrem și președintele asta și-a spus. Deci are o problemă cu parlamentul, ea nu crede că acest parlament poate rămâne având în vedere că acolo scoți corupți, prin urmare, haideți scoatem problema la judecata poporului. Cel care este decis sau în funcție decizia poporului, a cetățenilor, care poate fi luat fie în cadrul unui referendum de emiterea președintelui, fie în cadrul legilor anticipate, va fi executată de toți și ar fi bine ca toți politicienii să de pe acum spună în felul următor: eu voi respecta decizia oamenilor, indiferent care va fi ea, pentru că oamenii sunt unicii deținători ai suveranității naționale și puterea de stat pe care o exercită anumite autorități reprezentative, fie că e vorba de parlament, fie că e vorba de președinte, vine de la oameni, nu vine pentru că, cum spun ăștia, că ei nici nu spun acum că conflictul dintre președintele Republicii Moldova și cetățenii care au ales un parlament. Deci spun pur și simplu conflictul dintre
președinte și parlament. Ei nici nu spun că parlamentul a reprezentat. Ba, eu am citit în Comsomol că am găsit și așa interpretarea, așa că trebuie să fiți mai atenți. Presa socialiștilor e tare colorată, bogată, iau multe resurse. Dar totuși mi se pare că asta nu elimină un viitor sau o viitoare asemenea greblă constituțională să se mai întâmple încă o dată. Să zicem că se întâmplă alegerile anticipate, PAS deține majoritatea, PAS are un guvern, dar peste 2 ani mai lovește o criză. PAS pierde foarte mult în sondaje și câștigă în 2024, câștigă Emilian Crețu, devine președintele Republicii Moldova. Și Emilian Crețu respinge tot și propune parlamentul, Emilian Crețu întoarce în parlament toate proiectele de lege. Ce facem iarăși cu această greblă constituțională? Noi vrem să ne mișcăm spre o evoluție a Constituției noastre în care această voință a poporului de 1 milion și ceva de oameni este reflectată cumva și în deciziile curții? Pentru că eu am văzut și la tabăra socialiștilor și la tabăra PAS-ului o lipsă de încântare, nici măcar nu se bucura lumea că s-a întâmplat un exercițiu legal, sănătos, Curtea Constituțională a decis ceva, dar toți erau așa pe jumătate nesatisfăcuți. Cum se explică asta? 1 milion de oameni vor ceva, dar curtea are la bază un document cu care acest 1 milion poate nu-i tare de acord, dar noi încă nu schimbăm componența și, componența și structura acestui document. Nu, și eu cred că nici noi, te-am zis că am aici mult. Eu am văzut hotărârea Curții Constituționale. Deci, știți care este problema și dilema? Aici noi suntem în prezența unui conflict politic dintre două autorități ale statului. Curtea Constituțională este o instituție totuși juridico-politică, dar are și un element politic într-un fel sau altul, dar totuși este o instanță mai mult juridică decât politică. Respectiv, decizia este una politică. Noi doar nu putem, sigur că aici abordările sunt diferite, curțile constituționale pot da soluții diferite în funcție de stat, specific, filozofie și tot așa mai departe. Dar un conflict politic poate fi soluționat prin instrumentele politice. Și aici eu văd două soluții, dintre care una menționată cumva și curtea. Încercare de a discuții, de o consultare între parlament și președinte, teoretic este posibil o această opțiune, dar eu nu cred în ea, pentru că parlamentul ăsta care are 54 de parlamentari de la Dodon și Șor care au creat această majoritate, deci ei au scuipat peste toate declarații care le-au făcut de-a lungul timpului. Deci eu nu cred... Dar președintele este obligat să meargă la consultări? Hotărârea curții ce stipulează exact? Da, bine, hotărârea curții spune că este obligat să meargă la consultări, dar în afară de o consultare autentică dintre președinte și parlament, și dacă nu se reușește soluționarea crizei prin această modalitate, eu cred că unica posibilitate, iarăși, trebuie să ajungem la cetățeni și cetățenii trebuie să expună cui dau dreptate. Asta înseamnă că în următoarele zile o să ne trezim cu fracțiuni parlamentare la Maia Sandu, în întâlniri, după asta Maia Sandu probabil o să spună că nu acceptă candidaturi, o să propună o nouă candidatură, o să vedem dacă ea se votează sau nu. Vedem cum vor evolua lucrurile. Cert este că opțiunea noastră a fost și rămân alegerile parlamentare anticipate și noi vom face apropo, ca să revenim la o întrebare anterioară care ai pus-o. Aceste conflicte politice dintre diferite autorități se soluționează la fel prin instrumente politice. Okay. De exemplu, am avut situații în istorie foarte diferite. Atunci când chiar și în istoria post-belică a României am avut situația când regele Mihai se opunea unor decizii, numirii unor miniștri care erau propuși de către prim-ministru Groza, deci care era prim-ministru
desemnat de ruși, de sovietici, da, 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 deja cu România, deci s-au opus vehement, chiar dacă, mă rog, o parte din societate critica această decizie, dar prin această propunere, regele Mihai a căpătat o susținere masivă în largul cetățenilor români și în primă instanță el a obținut câștig de cauză, când a obținut într-un final desemnarea în funcțiile de miniștri în cadrul guvernului Groza a unor exponenți a partidelor istorice, da, PNL și PNCD. Am avut cazul francez, când la fel Charles de Gaulle a dizolvat parlamentul. Deci nu este, suntem prima țară în care apare un conflict politic, încă o dată. Este un conflict politic dintre autoritățile statului care trebuie să fie rezolvat imediat prin instrumente politice. Și eu am menționat care sunt două din aceste instrumente. Fie prin discuții, colaborare loială între Parlament și Președinte, dar ținând cont ce Parlament avem, eu nu văd cum este posibil. Și asta fie, atunci mergem la judecata poporului și măria sa, cetățeanul va decide și va da dreptate unii sau alte autorități a statului. Domnule Litvinenko, eu vă mulțumesc pentru timpul dumneavoastră. Știu că trebuie să fugiți acum la o emisiune în direct. Numai bine și pe final dați... Că am fost, nu știu dacă am fost foarte... Eu cred că discuția asta e una foarte, foarte largă. Ea nu e una de asta directă în care noi dăm date concrete. Și de mie mi se pare că noi ducem în societate o lipsă de asemenea discuții. Nu, poate eu nu sunt un om competent și cu cunoștințe necesare, dar mi se pare că foarte puține discuții se duc la, de fapt, dar de ce noi facem anumite lucruri? Dar de ce noi respectăm Constituția? Dar este important să o respectăm așa cum este sau noi vrem cumva să o schimbăm? Dar noi că suntem un stat tânăr care evoluăm sau gata, e ca noi știm tot, legea perfectă deja e scrisă și noi trebuie să mergem înainte. Și mie mi-ar plăcea să aud tot mai mulți juriști cu păreri apropiate și ușor de digerat pentru publicul larg, atât pe online, la TV-uri și nu numai. Așa că numai bine și pe final vreau să-mi dați un pronostic. Cine câștigă la urmă? Republica Moldova, cetățenii Republicii Moldova, ei trebuie să decidă în primul rând, după care în funcție de decizia lor va fi și viitorul lor, dar eu sunt sigur că oamenii deja știu să facă diferența între grâu și nechin, l-au demonstrat ăsta în 2020 la alegerile prezidențiale și sunt sigur că cetățenii vor învinge în această luptă cu poții și corupții și Republica Moldova va avea o șansă să aibă un alt viitor, un viitor mai bun decât este astăzi și chiar avem să avem posibilitate ca să facem această țară atractivă, așa încât oamenii vrea să rămână și de ce nu, poate unii chiar să se revină care sunt în străinătăți, inclusiv în Canada, în Statele Unite. O să vorbesc cu prietenii mei din Canada despre asta. Okay. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul dumneavoastră, numai bine, seară frumoasă! Mersi, seară bună! Dragi prieteni, am fost în discuție cu Sergiu Litvinenko, deputat PAS. Vă mulțumesc pentru atenție, numai bine, sănătate. Mulțumesc patronilor care susțin în fiecare lună financiar emisiunea Lumina, indirect și emisiunea Internetul Grăiește. Nu am mers la acest drum, la această discuție cu mare speranță. Nu credeam că o să ating mari adevăruri, dar poate în capul cuiva am generat măcar o leacă de lumină. Repet, mie mi se pare important aceste discuții, chiar și dacă la suprafață, chiar și dacă din partea unui om needucat precum sunt eu, că noi ducem lipsă de ele, noi ducem lipsă de discuții filozofice despre direcția în care ne mișcăm. Că mie mi se pare, și aici s-a întâmplat, conflictul ăsta instituțional care se întâmplă acum între președinție și parlament, unul care nu trebuie văzut doar acum, în contextul actual, a crizei actuale, dar el pare să aibă posibilitatea și potențialul să se mai întâmple încă o dată. Și atunci noi și fel de țară suntem dacă respectăm legea supremă care nu ne ferește pe noi de la asemenea pericole, de la asemenea ștânci. Ok, pupicei, numai bine, mult sănătate. Ciao!